Rihanna vine în România, mai exact pe 14 august, la București. Concertul face parte din turneul mondial Anti, iar lumea zvonește că nu ar fi singurul artist din cadrul marelui eveniment. Rămâne de văzut. Franța vrea să adopte legea dreptului la deconectare, fără e-mail-uri profesionale după program. Începând de joi, 18 februarie 2016, controlorii RATB sunt însoțiți de poliție. Yes! Aștept să vă și pasta sincer, poate așa nu vor mai fi 41 de grade în tramvaiul cu același număr. Românii au talent, la debut peste 3,6 milioane de telespectatori, iar vârful a fost de 4,5 milioane de telespectatori, aproape la fel de multă lume ca la protestul Antena 3 din Piața Constituției din aceeași zi. A fost făcută publică înregistrarea primului apel la 112 de la Clubul Colectiv. Revista Biz a publicat mai multe topuri cu blogger influenți, mă regăsesc și eu în top 50 cele mai influente bloguri generaliste din România, motiv pentru care vă mulțumesc vouă, celor care mă urmăriți, nu și ție, seriule. Hashtag BeReal. Comandă-ți acum tricoul gratuit cu mesaj pe bune de la KFC. Și nu putea să lipsească Leo DiCaprio, că de Travolta s-a cam plictisit toată lumea, nu? Cam asta a fost și episodul 2, vorbesc în șoapte pentru că doarme lumea. Între timp tu poți să dai un like, share, subscribe și ne vedem și la episodul 3.